În videoclipul anterior, despre respirație, l-am citat pe maestrul Haldane. O facem din nou, referitor la căsătorie. Iată ce spune. Este o crimă cosmică dacă cineva de evoluție superioară se căsătorește cu cineva de evoluție inferioară. Prin aceasta își infectează aura și pentru încarnarea următoare și prin aceasta dovedește că încă nu a meritat gradul de evoluție dobândit. Fiecare a primit un aparat de gândire pe care ar trebui să-l folosească din plin. Prin urmare, să-l folosească pentru a recepționa vibrațiile cele mai înalte și cele mai subtile din lumea divină, pentru a le preluta și prin aceasta să-și mărească cunoștințele și să-și dobândească renașterea spirituală, aceasta să o țină permanent în conștiință.